Anveloparea locuinței te poate scăpa de plata taxelor și impozitelor. O prevedere legală face referire la lucrările realizate la acoperiș ori pentru termoizolarea locuinței. Acestea trebuie să fie de calitate și să aibă ca efect un imobil protejat termic. În cazul în care toate condițiile sunt îndeplinite, atunci se poate aplica scutirea timp de 7 ani de la plata taxelor și impozitelor locale. Scutirile de taxe și impozite locale se acordă pentru o serie multiplă de lucrări realizate la locuințe. Astfel, nu vor plăti impozit cei care realizează reparații la acoperiș, învelitori sau terase. De asemenea, dacă se execută lucrări pentru termoizolarea conductelor de la subsol și, după caz, înlocuirea coloanelor și a robineților cu pierderi. Există o procedură privind acordarea facilităților fiscale pentru clădirile la care au fost executate lucrări de performanță energetică. Scutirea se acordă pe o perioadă de 7 ani, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor depunerii documentelor. Procedura și criteriile și totodată documentele care trebuie depuse se regăsesc în anexa numărul 7 la hotărârea de Consiliu Local numărul 98 pe 2018 privind impozitele și taxele locale datorate anului 2019. Severinenii spun că această măsură este binevenită pentru că efortul financiar pentru astfel de reparații este foarte mare. Știați că dacă vă învelopați blocul sunteți scutite de taxe și impozite? Nu știam. Cum vi se pare lucrul acesta? Foarte bun. Este un beneficiu. Da, da, da. Este un ajutor pentru cei care își anvelopează? Păi este, da. E un foarte mare ajutor. Este benefic, îi ajută? Cred că da. Îi mai scuteți din taxe? Da, da. Scutirea se aplică timp de 7 ani de la finalizarea lucrărilor de reparații. Cei interesați trebuie să depună o cerere la Direcția de Taxe și Impozite Locale, unde vor fi îndrumați cu privire la toți pașii ce trebuie parcurși.